Parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu a deschis un dosar penal in rem pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în cazul copiilor români blocați pe aeroporturi din străinătate. La data de 27.06.2019, organele de urmărire penală din cadrul IPJ Gor, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, s-au autosesizat din oficiu cu privire la condițiile de organizare a unor deplasări în străinătate, respectiv New York și Tokyo, oferite de Asociația Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societății Civile, constând în aceea că nu au oferit condițiile de cazare și transport stabilite în contracte, beneficiarii fiind persoane minore. S-a format un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune prevăzută de articolul 244, aliniatul 1, cod penal, dosar care se află în supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Se arată într-un comunicat al parchetului general. Zeci de copii români au fost abandonați pe aeroporturile din Tokyo, Doha și Milano, iar părinții nu au știut cum să îi aducă acasă, după ce le-au plătit tabere de mii de euro în străinătate organizate de Asociația Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societății Civile.